Bună seara, în noul an vă urez la mulți ani, să aveți cât mai mulți ani, din ce în ce mai treziți, mi-am notat pe o foaie, 8 puncte, vorbea un preot ortodox, că noi suntem mai mulți ortodoxi în România. Mi-am notat despre ce vorbea. Și o să dezbat eu în cuvintele mele, cunoștință foarte puțin. Cel mai important lucru e ce-i în spatele cunoștințelor. Dar o să dezbat și punctele cheie care le-au spus preotul ăsta. Să încep. Primul punct. Duhul Sfânt. Vorbea despre Duhul Sfânt. Vă explic ușor și rapid ce înseamnă Duhul Sfânt. Dacă eu acum mor, eu nu mai valorez nimic. În sensul în care, când un om moare, spiritul, duhul s-a dus, poți face ce vrei cu corpul, nu mai are valoare. Corpul nu mai are valoare, mintea lui nu mai are valoare. Ceea ce a fost în el, sclipirea aia din el, suflarea din el, ăla e Duhul Sfânt. Ăla ești și tu. Corpul nu are nicio valoare, mintea nu are nicio valoare fără Duhul ăla Sfânt, fără însuflețirea aia. Aia ești și tu. Nu ți-e ceva diferit, stai liniștit. Dar trebuie să-l atingi în viața asta. Ăla nu moare niciodată. Punctul 2. Viața în Dumnezeu. Vorbea despre viața în Dumnezeu. Dacă îți tace mintea și nu te mai asociezi cu corpul, Dumnezeu tace prin tine, prin tăcerea aia. Dumnezeu e tăcere. Trăirea în Dumnezeu înseamnă o tăcere interioară, infinită, crescătoare. Punctul 3. Trăire. Se referă la trăirea. Să trăiești înseamnă că în fiecare moment prezent să-ți dai seama să trăiești respirația, mișcarea, ochii, auzi toate și sufletul și toate să le ai aici, la cheie, să le trăiești pe toate ce vin. Trăirea înseamnă oprirea fluxului mental. Când e oprit, vârtejul ăsta în constant, aia înseamnă trăire. E oprit ăsta, trăiești cu corpul. Punctul 4. Vorbea despre rostul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are niciun rost. Dumnezeu nici nu știu cum să spun. Nu știu rostul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are un rost. Dacă ar fi să spun altfel, singurul rost al tău e să trăiești, să-L găsești prima dată, pe Dumnezeu, să trăiești numai
înspre El. Toată atenția ta să fie în Dumnezeu. Puțini oameni în lumea asta. Așa, punctul 5. Vorbea despre moralitate. Asta nu știu nici eu ce e. Dar știu că e ceva învățat. Ai învățat să fii moral, să fii etic, să fii povestire. Nu le știu. Trec, sar punctul ăsta. Punctul 6. Spuneau că binecuvântează. Ce binecuvântează? Ce binecuvântează un preot? Omule, Dumnezeu e peste tot pretutindeni. Un preot ortodox este Buddha. Budismul este musulmanism, sunt felul. Ce să? Da, frate, noi ortodoxi suntem mici. Sunt religii mult mai mari, mult mai ample, mult mai peste tot. Vă citiți să vedeți prima religie din lume, a doua, a treia, a patra. Noi suntem pe ultimele locuri. Vorbea despre minuni, că Duhul Sfânt face minuni, că fac minuni. Minunea e în fața ta. Tu ești minunea asta. Când Iisus a spus, fiți ca și copii, primat a spus, treziți-vă. După a spus, fiți ca copii. S-a referit, să fii ca un copil, nu să faci ca un copil. Nu să faci ca un copil, să fii ca un copil. El e total în momentul prezent. Cu asta se începe spiritualitatea. Vă mulțumesc. O seară bună. Și anul fericit încă o dată.